Care e dreapta și care e stânga? În politică și în viață, că nu poți să le separi pe cele două, dreapta este diavolul, răul, și stânga este binele. Dreapta este dușmanul omului și stânga este prietenul omului. Asta și are originea pe vremea Revoluției franceze, când deputații mai care vroiau compromis cu monarhia, cu biserica, cu bogătașii, stăteau pe băncile din dreapta ale adunării naționale și radicalii iacobinii care vreau luptă cu neîmpăcată cu bogătașii, cu monarhia, cu biserica, erau pe băncile din stânga. În ziua de astăzi se pune în mod acut problema dreptei și stângii, mai ales în România, o țară în care dreapta, din păcate, cel puțin la nivel intelectual, predomină clar. Păi din 90 încoace noi n-am avut practic decât un singur intelectual de stânga în România autentic, pe Ion Ianoși. În schimb avem Liceni, Pleși, Patapievici, Tismăneni, Boi, Mihăieși, Papahagi, Nemți, avem destui din ăștia care se identifică cu dreapta. Iar dreapta, prieteni, înseamnă ură față de om. Dreptaciul este un om care urăște pe celălalt. Dreptaciul, când merge pe stradă, privește așa încruntat pe ceilalți. Se gândește, uite domnule, ei sunt o gloată inferioară, ei sunt, eu știu, țigani, țărani, muncitori fără carte, gunoieri, eu sunt deștept, eu sunt un intelectual, eu sunt om de centru, eu sunt băiat de oraș. Așa judecă dreptaciu. Dreptaciu nu este malefic pentru că poartă papion. Parcă și Marx purta papion pe vremea lui. Dreptaciul este malefic pentru că el se consideră superior celui care nu poartă papion. El se consideră superior celui care n-are școală cât are el, care muncește pentru a-și duce traiul, care nu aparține grupului social, mă rog, așa, cu ștaif. N-are sânge albastru. Nu e de elită. Dreapta înseamnă elitism. Înseamnă elitism social. Bogatul îl înjură pe sărac. Intelectualul îl înjură pe muncitor. Afaceristul care învârte milioane, care stoarce milioane și chiar miliarde din munca celor ce muncesc, îl disprețuiește, îl urăște chiar pe cel care trăiește dintr-o amărâtă de pensie de 2 milioane pe lună. Că atâta ia un asistat, nu ia mai mult de 2 milioane. Dreptaciu, dragi tovarăși și prieteni, se uită de sus la amărât. El nu are în sufletul lui niciun fel de empatie, niciun fel de, măcar așa, de simpatie așa indirectă pentru amărâtul care trăiește cu 2 milioane pe lună. Dreptaciu vrea ca ăla care are mult să aibă și mai mult și ăla care are puțin să aibă și mai puțin. Dreptaciu, de asemenea, tovarăși și prieteni, este și rasist. Dreptaciul este convins de superioritatea rasei albe și de superioritatea religiei creștine. Dreptaciu crede că și cel mai mic, și cea mai mică dovadă de gândire liberă
și cel mai inofensiv liber cugetător este o amenințare la adresa creștinismului. Dreptaciu se dă deștept, dar este de fapt foarte înapoiat. Fiindcă dreptaciu este pe aceeași linie cu cei care acum sute de ani ardeau vrăjitoare pe rug, cu cei care l-au prigonit pe Copernic, cu cei care l-au prigonit pe Galilei, cu cei care l-au ars pe rug pe Giordano Bruno. Dreptaciu îl critică, merge până acolo încât să-l critique pe Papa Francisc. Că Papa Francisc vrea să slăbească catolicismul. Dar adică ce fel de catolicism ar vrea ei? Ce fel de catolicism vrei, domnule Patapievici? Domnule Traian Ungureanu, ce fel de catolicism vreți voi? Catolicism ca ăla care ardea oameni pe rug? Cu siguranță. Catolicismul minimalizează crimele Inchiziției. Dreptaciul minimalizează crimele Inchiziției. Dreptaciu se raportează la Evul Mediu cu mândrie. El nici măcar nu-și dă seama că cât de înapoiat este. Cum să minimalizezi crimele unei instituții diabolice care a omorât, și cifrele care există acum sunt cu totul incomplete, fiindcă nu prea se cunosc arhive din acea perioadă. Dar avem toate motivele să credem că aceste cifre sunt de 10 de ori mai mari decât ceea ce se susține de obicei. 20.000 de vrăjitoare arse pe rug, ar putea fi foarte bine să fie 200.000, 300.000, poate chiar 500.000 de vrăjitoare arse pe rug. Bineînțeles că Dreptaciu este foarte atașat nu numai de fanatismul catolic, ci și de fanatismul ortodox. Că vorbim de totuși de dreptaci ortodoxi într-o țară majoritar ortodoxă. Fundamentalismul ortodox care disprețuiește femeile. Iată un om de dreapta, declarat de dreapta și de dreapta prin toți porii. El este de dreapta 100%, fiecare ADN din celula lui este de dreapta, ca George Becali. Spune că femeile sunt mai proaste decât bărbații. Un nenorocit mafiot, un mafiot nenorocit jignește jumătate din populația României. A jignit jumătate din populația României. Un altul, mai rafinat așa, care se consideră foarte rafinat, a fost elevul lui Noica. Și încearcă să introducă o travă lui Noica în societatea românească. Mă refer la Liceanu. Și care publică la Humanitas operele lui Petre Țuțea. Deci se vede foarte clar că dreapta susține lucruri care fac rău omului. Dreapta este antiumană, antiumanistă și antiumană. Dreapta este de asemenea împotriva mediului. Dar cine este împotriva mediului este și împotriva omului. Dreapta i-a biciuit cu... i-a făcut agenți ruși pe ecologiștii care protestau pentru Roșia Montană și Pungești. I-a făcut agenți ruși. Dreapta nu cunoaște rușinea. Niște oameni care luptau pentru România, nu pentru Rusia, erau făcuți agenți ruși. Niște oameni care luptau practic pentru întreaga planetă. Cât de mult a fost jignit Remus Cernea, care nici măcar nu era stângist adevărat. Era oarecum de dreapta stânga Remus Cernea. Era ecologist, era secularist, era împotriva dictaturii bisericii, dar era și anticomunist. Deci era oarecum de dreapta stânga Remus Cernea. Și totuși l-au jignit atât de mult pe Remus Cernea, adică un om ca Remus Cernea era cel mai jignit din România și unul ca George Becali era cel mai lăudat. Nu este normal așa ceva. Nu este normal să ne reprezinte Liceanu. Nu este normal să ne reprezinte Patapievici. Nu este normal să ne reprezinte Tismăneanu, care a fost cel mai mare mincinos din România de după 90.
Nu este normal să ne, să ne reprezinte cei care laudă Evul Mediu. Nu este normal acest lucru. Voi reveni cu partea a doua.